Antarctica este unul dintre cele mai neospitaliere continente ale planetei noastre. Mulți consideră că pe aceste meleaguri nu există nimic interesant, fiindcă sunt complet acoperite cu zăpadă și practic nelocuibile. În acest episod însă vă voi demonstra contrariul și vom afla împreună ce secrete sunt ascunse în zăpezile din Antarctica. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Știrea despre căderea unui meteorit pe Pământ îi îngrozește pe oameni, dar puțin știu că în Antarctica acest lucru nu e o raritate. Nu de mult, un grup de oameni de știință din Chicago au descoperit pe teritoriul permafrostului 5 obiecte de resturi spațiale. Greutatea unuia dintre ele era de 8 kg. Surprinzător că în Antarctica au fost găsiți peste 45.000 de meteoriți și doar 100 dintre ei au fost la fel de mari ca și acest exemplar. Antarctica este cel mai bun loc pentru a găsi meteoriți. Clima uscată permite păstrarea gunoiului spațial, iar pe câmpurile albe este găsit cu ușurință. De aia oamenii de știință realizează cercetări anume acolo. Meteoritul mare găsit a fost trimis la Muzeul Regal de Științe ale Naturii din Belgia. Exemplare de dimensiuni similare ajută oamenii de știință să afle mai multe informații despre cosmos și să găsească răspunsuri la multe întrebări legate de originea Universului. În anul 2020, paleontologii se ocupau de cercetarea rămășițelor de dinozaur, care cândva au locuit în zona lanțului muntos Whitmore. Dar în loc de urmele animalelor dispărute, savanții au descoperit ceva îngrozitor. Este vorba despre niște fosile cu o vârstă de 600 de milioane de ani. Când au început să studieze mai detaliat fosilele, au găsit un schelet minuscul, dar nu doar unul. După ce le veți privi, veți stabili deodată că aparțin omului, doar că mărimea lor nu trece de 30 de centimetri. Însă cu 600 de milioane de ani urmă, pe Pământ nu existau măcar nici dinozauri. Uimitor, dar au fost găsite câteva rămășițe de genul și asta îi face pe savanți să se gândească că înainte aici locuiau niște creaturi mici, structura scheletului cărora coincide complet cu cel uman. Ufologii au afirmat că este cea mai reală dovadă a existenței unor civilizații extraterestre, dar oamenii de știință nu se grăbesc să facă asemenea concluzii și continuă să studieze fosilele. Probabil că alte expediții în Antarctica ne vor oferi mai multe informații despre istoria planetei noastre, care încă rămâne o taină. Încă nu de mult ne rămânea doar să ne imaginăm cum arată Antarctica și ce se întâmplă pe terenurile ei înzăpezite. Acum, în secolul tehnologiilor, putem să ne deplasăm în orice punct al Pământului de acasă. Utilizatorii internetului au început să exploreze Antarctica pe Google Maps și aceștia au descoperit o peșteră. Conform utilizatorilor, intrarea în peșteră are o înălțime de 22,5 metri și o lățime de 76 de metri, de ajuns pentru că acolo se încapă un avion cu pasageri. De asemenea, la intrarea în peșteră se află ceva de genul unei scări, mărimea căreia este concepută ca pentru un gigant. Dar nu doar dimensiunea ne miră, ci și forma peșterii, care este rotundă. Oamenii de știință consideră că singură peștera de la sine nu putea să fie apărut. Este rezultatul activității cuiva, dar întrebarea este, a cui? Locul e practic inaccesibil pentru oameni. Cineva consideră că peștera este intrarea în Pământul gol, unde trăiesc alte civilizații. Alții consideră că este creația oamenilor antici. Ce este de fapt această peșteră rămâne un mister. Poate că foarte curând vom afla. În anul 1912, cercetătorul polar Robert Scott, împreună cu echipa sa, a plecat într-o expediție spre Antarctica. Cu părere de rău, echipajul nu era pregătit pentru condiții atât de aspre și doar câțiva oameni s-au întors de acolo în viață. Anume, acești oameni au adus niște fotografii unice. Majoritatea pozelor erau clasificate și se păstrează până acum în arhivele britanice, într-un departament special. Unele dintre ele totuși au ajuns pe rețelele de socializare și au fost publicate în anul 2022. Pe această poză este surprinsă nava pe care echipa a călătorit, iar următoarele poze ne pun pe gânduri. Oare a fost Antarctica așa cum o știm noi mereu? Pe poze putem vedea niște construcții care seamănă cu piramidele egiptene. Asta înseamnă că de mult în aceste locuri au trăit civilizații necunoscute. În aceste poze erau prezente și niște creaturi ciudate care se presupune că au trăit în Antarctica. Dar dacă pozele chiar erau reale, unde a dispărut această rasă și toate piramidele? Se pare că acest continent ascunde niște taine pe care oamenii de știință abia urmează să le descopere.
În anul 2011, în Antarctica înzăpezită, un grup de cercetători a găsit un obiect uimitor. Fosila era de mărimea unei mingi de fotbal și o formă ovală. Oamenii de știință nu înțelegeau ce e asta. De aia obiectul a fost numit The Thing, în onoarea filmului cu aceeași denumire din anul 1982. Obiectul a fost transportat la Muzeul Național de Istorie Naturală în Santiago, care după o analiză mai detaliată a fost identificat. S-a dovedit că savanții au reușit să descopere rămășițele mozazaurului, cu vârsta de 68 de milioane de ani. Mozazaurii erau niște șopârle acvatice mari, cu lungimea corpului de peste 17 metri. Uimitor, dar e unicul ou de mozazaur găsit vreodată. Și în același timp, cel mai mare ou ce ar aparține dinozaurilor, ciudând doar în fața oului unei păsări din Madagascar, specie care a dispărut ceva vreme în urmă. Cel mai mult i-a șocat pe savanții structura moale a oului. Coaja lui este formată complet din membrane și se strică ușor. Din acest caz se consideră că fosilizarea ouălor moi este aproape imposibil de realizat, dar această descoperire a infirmat complet teoria dată. În afară de asta, savanții considerau că mozazaurii nu depuneau ouă deloc. Mărimea oului și grosimea cojii vorbea despre faptul că puiul ecloza aproape imediat ce femela îl depunea. Prin alte cuvinte, puiul apărea pe lume de plin dezvoltat și gata pentru viață. Descoperirea a devenit foarte importantă pentru savanți, fiindcă e unica și le permite cercetătorilor să obțină informații necunoscute mai devreme despre cum mozazaurii apar pe lume. Este greu să credem că în Antarctica există locuri în care temperatura depășește 20 de grade Celsius. De fapt, există. În 2017, oamenii de știință de la Universitatea Națională din Australia și-au publicat cercetările efectuate în peșterele care înconjoară vulcanul activ Erebus. Aburul vulcanului a dezghețat niște zone în straturile de gheață. Acolo temperatura ajunge la 25 de grade Celsius, mai ales că este și luminos. Toate condițiile sunt optime pentru existența vieții. De aia, oamenii de știință se pregătesc pentru noi cercetări în care vor studia mai detaliat biodiversitatea Antarcticii. Nu este exclus că sub gheață se ascund microorganisme, plante și animale care înainte nu au fost studiate. Se pare că unicul loc care nu are nicio legătură cu politica este Antarctica, dar nu chiar așa. Printre meleagurile înzăpezite este ridicat bustul lui Lenin. A apărut acolo datorită exploratorilor polari. În anul 1958, o expediție condusă de Evgeni Tolstikov au pășit pe pământurile Antarcticei. 4 oameni au trăit pe o stație echipată special timp de 6 luni. În timpul expediției lor au decis să lase o amprentă în istorie. Pe acoperișul stației au instalat bustul lui Lenin, cu capul îndreptat spre Moscova. Acum stația polară este complet scufundată în zăpadă, însă bustul se ridică deasupra nesfârșitei Antarctici. Astfel, echipa de exploratori au reușit să lase o amintire în unul dintre cele mai inaccesibile locuri de pe Terra. Bustul a devenit un fel de atracție turistică cu care adoră să facă poze membrii expedițiilor din întreaga lume. Cercetătorii continuă să descopere noi specii de floră și faună. Multe dintre ele rămân nestudiate, fiindcă locuiesc în condiții și zone în care omul nu poate ajunge cu ușurință. Una dintre astfel de creaturi este Policia Eta. Aspectul creaturii seamănă cu un monstru extraterestru, cu o mulțime de peri aurii folosiți pentru deplasare și protecție. Necătând la tot decorul elegant, arată Policia Eta foarte neplăcut. Doar uitați-vă la gura ei. Ceea ce pare cap e de fapt gâtul animalului, care ajunge la 2 cm. În lungime cresc până la 20-30 de cm. Aceste ființe locuiesc în apele Antarcticii, la o adâncime de 600 de metri. Anume de aia acest vierme este puțin studiat. Încă unul care seamănă cu el este viermele Bobbit, doar că se găsește în apele calde. Ajunge la 3 metri în lungime și arată fascinant datorită nuanței sale. Doar că atunci când vedeți cum vânează acest vierme, sigur nu veți dori să-l întâlniți. Fiecare dintre noi s-a obișnuit că Antarctica era mereu acoperită de gheață. Unii savanți consideră că calotele de gheață au început să se formeze cu 34 de milioane de ani în urmă. Cu siguranță, pe acest teritoriu era mai rece decât alte locuri de pe Terra. Însă, există dovezi care vorbesc despre faptul că Antarctica cândva avea condiții normale pentru existența confortabilă. Nu de mult în timpul unei expediții, un grup de savanți au descoperit urmele verzi ale trecutului Antarcticii. Au fost găsite 13 mostre de resturi de copaci, inclusiv rădăcini și chiar frunze. Vârsta lor este de aproximativ 260 de milioane de ani.
Datorită mostrelor găsite, cercetătorii au primit dovada că pe teritoriul Antarcticii de astăzi, la sfârșitul perioadei permiene, creșteau păduri verzi luxuriante. Oamenii de știință consideră că cauza dispariției pădurilor din Antarctica a fost creșterea masivă a gazelor cu efect de seră. Astfel de descoperiri le permite savanților să afle ce se întâmpla pe aceste meleaguri înainte de iarna veșnică. Uimitor, dar nici în Antarctica nu ne vom putea ascunde de musculițe. S-ar părea că în așa condiții extreme, insectele nu ar putea supraviețui, fiindcă sunt la fel ca reptilele, niște creaturi cu sânge rece. De aia au nevoie de căldură externă. Plus că în această zonă, stratul de ozon e foarte subțire. De aia toate viețuitoarele sunt supuse unei radiații ultraviolete destul de puternice. Ăsta este un lucru rău și pentru insecte, dar musculițele Belgica, Antarctica, s-au obișnuit cu așa condiții și trăiesc acolo deja de 30 de milioane de ani. Insectele au reușit să evolueze, astfel de-a lungul timpului le-au dispărut aripile. S-au învățat să se țină împreună în grupuri, păstrând căldura. Datorită unor substanțe chimice speciale care protejează celulele de deteriorare, insectele sunt capabile să suporte hipotermia severă. Musculițele polare au un ciclu de viață special, care le permite să supraviețuiască frigurile. Indivizii adulți trăiesc de la 7 la 10 zile, iar larvele 2 ani. Din ele apar indivizi gata pentru reproducere. Este o insectă mică, lungimea corpului nu depășește 7 mm, dar în ciuda acestui fapt sunt cei mai mari locuitori terestri ai Antarcticii, fiindcă pinguinii și alte animale petrec mai multă vreme în apă. Să ajungă la o astfel de rezistență au reușit datorită celui mai mic genom dintre toate insectele. Asta face Belgica Antarctica una dintre cele mai unicale insecte de pe Terra. Principalii locuitori ai Antarcticii sunt pinguinii, focile și pinipede. Această climă este ideală pentru ele, dar după cum s-a dovedit, chiar și aceste animale pot să moară în masă, fără motive cunoscute. În anul 2016, pe coasta Antarcticii de Est, un grup de savanți chinezi au descoperit un adevărat cimitir de pinguini Adelie. Mai mult de 100 de păsări mumificate erau ascunse sub zăpadă. Oamenii de știință presupun că în urmă cu 750-800 de mii de ani în urmă, în aceste locuri au avut loc niște anomalii meteorologice extreme. Asta a dus la moartea în masă a păsărilor. Alții consideră că au fost mumificate într-un mod nefiresc și probabil că sunt implicate civilizațiile antice care au trăit mai devreme în Antarctica. Savanții infirmă această idee, fiindcă ceea ce e legat de mistică este foarte bine ascuns de oameni. Să aflăm cauza exactă a apariției acestor mumii de pinguini încă e imposibil. Acum câțiva ani, în Antarctica, a fost descoperit ceva nu doar incredibil, ci și șocant. În anul 2014, în regiunea permafrostului, au fost descoperite 3 cranii. S-ar părea că sunt doar rămășițele unor călători care au murit în condiții extreme. Dar nu, forma craniilor era foarte ciudată pentru oameni. Astfel de cranii au fost descoperite mai devreme în regiuni precum Egipt și America de Sud. Cele mai multe au fost găsite în Peru. În anul 1928, Giulio Tello a deschis un cimitir întreg cu cranii alungite, vârsta cărora ajungea la 3000 de ani. Rămășițele găsite pot vorbi despre faptul că și în Antarctica în trecut putea să existe o civilizație necunoscută. Asta ne sugerează din nou că cu câteva mii de ani în urmă, pe acest teritoriu nu exista permafrost. În lume există peste 100.000 de specii de ciuperci. Un fitopatolog de la Universitatea din Minnesota, Robert Blanchard, a reușit să găsească 3 specii noi. Uimitoare că le-a găsit acolo unde nimeni nici nu s-a gândit să le caute, în Antarctica. Frigurile extreme ucid de obicei microorganismele, dar aceste ciuperci au reușit să se adapteze la un astfel de mediu. Blanket a făcut descoperirea studiind obiectele de lemn din care sunt construite clădirile lăsate în urmă de legendarii exploratori britanici, Ernest Shackleton și Robert Scott, la începutul secolului 20. Aceste case sunt unele dintre puținele structuri care au supraviețuit din vremea în care oamenii au încercat să exploreze Antarctica. Exploratorii din Noua Zeelandă deseori au stat în aceste case pe timpul expedițiilor și odată au observat niște puncte negre pe cutiile de lemn. Cutiile au fost trimise la laboratorul lui Robert Blanket, unde și a făcut descoperirea uimitoare. El a împărțit ciupercile în 3 tipuri. Cea care s-a dezvoltat în cutia cu combustibil l-a interesat cel mai tare, fiindcă creșterea ciupercii va ajuta la curățarea apei de poluare cu petrol.
În unele părți ale planetei noastre e aproape imposibil să te afli fără compas. Unul dintre aceste locuri este Antarctica. Dar cu cât mai tare vă veți apropia de polul sud, cu atât mai ciudat se va comporta acul busolei. Acum imaginați-vă că vă aflați în mijlocul gheții nesfârșite. Vă scoateți compasul, iar săgeata continuă să se rotească haotic. Mulți oameni sigur s-ar panica, odată ce ar fi ajuns într-o astfel de situație. Dar de ce se întâmplă una ca asta? Nu e nicio mistică. Treaba e în locația Antarcticei. Polii geografici nu coincid cu cei magnetici. Polii magnetici se află în continuă mișcare și acum coincid cu marginea Antarcticei. Busola interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, fiindcă este un magnet. Acum, câmpul magnetic este situat de-a lungul liniilor câmpului geomagnetic, iar conform legii, polii inverși se atrag, iar cei la fel se resping. Compasul mereu arată la polii magnetici ai Pământului, nu la cei geografici. Dacă veți folosi busola pe polii magnetici, condițiile utilizării ei vor fi perturbate. De obicei, săgeata este poziționată orizontal, de-a lungul liniilor câmpului geomagnetic. La poli, liniile sunt verticale, de aia și săgeata se îndreaptă spre ele. Dar în construcția compasului, asta nu e prevăzut. Desigur că explicația e simplă, dar să fim de acord, așa comportament a busolei în Antarctica, care și așa e misterioasă, e foarte distractiv. Oficial, Antarctica a fost descoperită de navigatorii ruși în anul 1820, dar se dovedește că oamenii au fost pe acest continent încă cu câteva sute de ani înainte de asta. Dovada este mapa lui Piri Reis, descoperită în anul 1929 în palatul sultanului Topkapi Piri Reis. Era un amiral turc și un amator de cartografie. În anul 1513 a reușit să creeze propria hartă geografică, pe care cu exactitate au fost afișate insulele Azore, Canare, cele din Atlantic, Japonia și Antarctica. Piri Reis n-a fost în toate aceste locuri, dar a folosit imaginile găsite de el pentru crearea hărții. Cel mai interesant e că linia de coastă a Antarcticii a fost ilustrată fără gheață. Conform unui profesor de la Universitatea New Hampshire, el n-a văzut ceva de genul înainte de asta. Poate că vechii marinari au descris-o înainte ca iarna veșnică să-și instaureze acolo domnia. Cu vreo 6.000 de ani în urmă, profesorul a mai presupus că asemenea exactitate putea fi atinsă. Doar dacă priveai continentul de la înălțimea zborului de pasăre, dar în acea perioadă nici nu putea să fie vorba despre avioane. Anume din cauza asta, harta lui Piri Reis a stârnit multe controverse. Unii bănuiesc că a fost creată de niște civilizații străvechi și foarte înțelepte. Desigur că nu s-a trecut nici fără bănuiala că erau implicați și extratereștrii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!